Mileniul descoperă dragostea lui Yahua pentru cei pierduți. Satana știe că dragostea naște dragoste. De aceea, calea cea mai eficientă prin care poți separa pe păcătoși de Creator este să le induci teamă de El. Adevărul cu privire la soarta păcătoșilor este un adevăr profund și frumos, care descoperă mai mult ca niciodată adâncimea dragostei infinite a lui Yahua. Ce urmează? Când Yahushua se întoarce, toți cei care au murit, punându-și încrederea în meritele Mântuitorului, vor fi înviați, în timp ce neprihăniții vii vor fi transformați într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la sunetul ultimei trâmbițe. 1 Corinteni 15:52. Întrebarea care se pune este: ce se va întâmpla cu cei căzuți? Sunt distruși la revenirea lui Yahushua? Adevărul este pe cât de frumos, pe atât de surprinzător. În timp ce sfinții trăiesc și domnesc cu Yahushua timp de 1000 de ani, cei pierduți mai au o singură ultimă șansă să se pocăiască. Dacă aceste cuvinte sună a erezie, continuă să citești, fiindcă Scriptura are dovezi. Iată cu ce dragoste! Profeții Vechiului Testament aveau un mod unic de a percepe caracterul lui Yahua. În timp ce ei profetizau adesea pedepsele care le așteaptă pe cei răzvrătiți, ei dețineau de asemenea o înțelegere clară în ceea ce privește dragostea divină pentru păcătos. Ieremia declara că Yahua nu pedepsește veșnic. Acolo unde a cauzat durere, el va arăta milă după îndurările sale cele mari. Căci el dă suferința și tot el dă mângâierea după îndurările sale cele mari, căci el nu necăjește, nici nu întristează cu plăcere pe fiii oamenilor. Vezi Plângeri 3:31-33. Yahushua a explicat atitudinea tatălui față de păcătoși în parabola oii pierdute, concluzionând: adevărat vă spun că va fi mai multă bucurie în ceruri pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de neprihăniți care nu au nevoie de pocăință. Luca 15:7. Prin Isaia, Yahua declara: m-am arătat celor ce nu întrebau de mine, m-am lăsat găsit de cei ce nu mă căutau. Am spus: iată-mă, iată-mă unei națiuni care nu chema numele meu. Mi-am întins brațele toată ziua unui popor răzvrătit, care merg pe o cale rea după propriile lor gânduri. Isaia 65:1-2. Yahua dorește să salveze pe cât mai mulți. Înainte de executarea dreptății finale, la sfârșitul mileniului, el va oferi o ultimă șansă de salvare celor păcătoși. Satan a legat 1000 de ani. Păcatul cu bună știință este mai rău decât păcatul prin amăgire. De aceea, păcatul Evei, deși a fost primul, este considerat mai mic decât al lui Adam. Eva a fost păcălită. Adam a păcătuit conștient. Yahua înțelege cât de mari sunt amăgirile satanei și știe că unii s-ar pocăi dacă mințile lor ar percepe adevărul. La începutul mileniului, el îl leagă pe Satana. Apoi am văzut un înger coborând din cer cu cheia fântânii adâncului și un lanț greu în mâna sa.
a tăbărât asupra balaurului șarpele cel bătrân, care este diavolul și Satan, și l-a legat pentru 1000 de ani, și l-a aruncat în fântâna adâncului, și l-a încuiat și a pus o pecete asupra sa, ca să nu mai poată înșela națiunile, până când se vor sfârși cei 1000 de ani. Dar după aceasta, el trebuie să fie eliberat pentru o scurtă vreme, Apocalipsa 20, de la 1 la 3. Sfinții transformați sunt eliberați pentru totdeauna de amăgirile lui Satana. Ei au permis lui Yahuwah să scrie legile sale în inima lor și ei reflectă pe deplin imaginea divină. Singuri oameni ce ar putea fi amăgiți sunt aceia care nu au avut ocazia să cunoască și să accepte adevărul. Mileniul oferă acestor suflete prețioase șansa finală de a accepta adevărul. Isaia explică distrugerea din timpul celei de-a șaptea plăgi. De aceea blestemul mănâncă pământul și cei ce locuiesc pe el sunt nimiciți. De aceea locuitorii pământului ard în flăcări și doar câțiva oameni mai rămân, Isaia 24:6. Câțiva nu este sinonim cu niciunul.